energie, vibrații, frecvențe, minte, trup, spirit și suflet. Sunt Cristina Rad și vă invit în Inconcordia să explorăm conexiunile dintre ele și să înțelegem importanța lor în viața noastră. Invitata mea de astăzi este astrolog. Bine ai revenit, Mihaela Totir, în proiectul Inconcordia. Bine v-am regăsit, o bucurie ca de fiecare dată să fiu parte a acestui proiect. Și pentru noi să te avem, Mihaela. Dragă Mihaela, data trecută am decis să vorbim despre planete, să ne povestești un pic despre ele, așa cum știi tu. Îți mulțumesc pentru subiect, este într-adevăr unul foarte drag și o să încep prin a răspunde la o întrebare pe care încă nu am primit-o aici în comunitate, dar pe care o primesc de obicei, da, când vorbim despre astrologie. Și anume, cum aceste planete ne influențează. Da, exact. Da. Sunt atât de departe de noi încât, bineînțeles, întrebarea e legitimă. Da, și oamenii nu au, cum să zic eu, percepția aceasta palpabilă, da? Să înțeleagă cum de acolo, de departe, aceste planete ne influențează pe noi care suntem probabil un punct, nici un punct, nu știu, dacă mă gândesc la Pluto, care este foarte îndepărtată. Și ce vreau să vă spun este, în primul rând, că aceste planete sunt niște energii, este o energie care se emite, să spunem, și în care noi ne regăsim. Deci nu ne influențează așa în mod direct, nu știu, ca și cum cineva ne-ar întinde o mână și ne-ar da o bomboană sau... Da? Deci nu este percepția aceasta palpabilă, cât este mai mult o energie în care ne regăsim și vedeți de-a lungul vieții că sunt momente în care ne regăsim mai mult sau mai puțin, sau momente în care suntem mai distrași sau mai obosiți și deși nu avem explicații concrete, totuși stările le trăim. Da. Deci, în felul acesta ne influențează planetele și noi pe ele, mai spuneam data trecută, da, cred că data trecută, precum în cer așa și pe pământ și viceversa. Adică ceea ce se regăsește acolo sus pe cer, regăsim și aici pe pământ în noi, adică și această mișcare a planetelor ne ajută pe noi până la urmă să identificăm mai bine stările în care ne aflăm ca să venim cu ceva către ele până la urmă, să ne ajutăm să ne fie mai ușor. Dacă ne opunem, de obicei doare mai mult. Nu știu, mie așa mi se întâmplă, poate. Poate voi resimțiți altfel. În astrologie avem 10 planete. De fapt, sunt 8 planete, tehnic vorbind, și două dintre ele, adică Soarele și Luna, ele sunt luminarii, dar sunt asociate pentru un limbaj mai ușor și pentru o exprimare mai ușoară, sunt asociate cu planetele. Fac această precizare ca să nu creadă lumea că credem că Soarele este o planetă sau Luna este o planetă. Nu, doar pur și simplu este mult mai ușor să ne exprimăm din acest punct de vedere. Soarele este prima, da? Și mai spuneam eu în primul clip al nostru, cred, că astrologia este heliocentrică, adică ne consideră pe noi Pământul, adică în centrul Universului. Astronomic vorbind, cel puțin până la această dată, informațiile sunt că Soarele este centrul Universului. Dar în astrologie noi suntem buricul Pământului și practic totul se învârte în jurul nostru. Avem acest... această onoare în astrologie de a fi centrul, buricul Pământului, buricul Universului, da? Și zic să ne bucurăm de această onoare. Soarele este, drept urmare, cel care ne dă zodia, adică dacă tu ești fecioară, da? Înseamnă că atunci când tu te-ai născut, Soarele era în fecioară și este cel mai cunoscut, să spunem așa, element astrologic neștiut, poate, dar pentru că toată lumea, cred că știe, sau majoritatea dintre noi, știu ce zodie sunt. Deci, înseamnă că știu unde se află soarele lor, la drept vorbit. Soarele răspunde la întrebarea cine sunt eu, dar cine sunt eu cu adevărat? În intimitatea mea sau cine sunt eu când nu trebuie să mă comport sau să mă ajustez sau să mă aliniez cu niște reguli, cu niște repere din acestea sociale. Adică cel mai bine recunoști soarele când ești tu în intimitatea casei tale, de regulă, sau când
Ești cu familia, da? Sau ești cu oameni în prezența cărora îți permiți să fii tu însăți la noi, pentru că știi că este o altă abordare din partea lor și atunci ești tu naturală așa cum... Eu, da, învățăm de regulă, experiența cel puțin spune că învățăm să fim noi înșine, mai ales cu alți oameni, dar prima percepție a soarelui este cine ești tu atunci când nu ai nevoie să fii într-un fel anume, când nu ți se cere să fii într-un fel anume. Deci, dacă ești fecioară, cel mai bine se vede acasă, unde bănuiesc că totul este aliniat, totul este așezat, totul este, da, urmează o ordine, urmează o... Nu stau lucrurile așa într-o dezordine sau... Da, categoric. Da? Deci, acolo se vede cel mai bine soarele. Dar, de exemplu, dacă te duci la birou, o să ai această ordine pe biroul tău, dar dacă ești în open space, ar putea ca altcineva să aibă un haos pe biroul lui și tu să nu poți interveni. Da? Deci, soarele acționează și se vede cel mai bine atunci când ești acasă, în intimitate, și este cel care ne ajută să integrăm ceea ce învățăm. De obicei, de-a lungul vieții, acele lucruri care parcă le dobândim și intră în structura noastră și ne scoate în evidență cine suntem cu adevărat, da? E lucru de la care nu putem să facem rabat și este acel sens al vieții sau scop înalt, să-i spunem. Lecțiile pe care trebuie să le învățăm într-un fel, nu? Da, și după ce le integrăm, da, întregirea aceea este soarele din noi. Și avem foarte multă nevoie de soare, după cum observați, și când soarele lipsește de pe cer, avem o problemă. Din toate punctele de vedere, da. Da, este vitalitatea, pentru că soarele este cel care guvernează semnul leului și leul știm că este un semn al vitalității, este un semn al bucuriei de viață, este un semn al expresiei de sine și este un semn al darurilor, talentelor artistice din noi. Deci soarele luminează în noi, efectiv ne luminează și noi luminăm la rândul nostru mai departe. Să continuăm, luna este guvernatoarea racului, în primul rând, și atunci ne vorbește despre emoții, despre memorie, iarăși, da? Pentru că racul este un semn de apă. Ne vorbește despre ceea ce nu se vede. Soarele și luna fac un tandem de-a lungul unei luni întregi. Când se formează o dată lună nouă și peste 15 zile se formează lună plină. Deci, luna este în dependență de soare și luminează cel mai mult. Sau este luminată în momentul în care se formează acest aspect de lună plină. Da. Și atunci suntem și noi mai copți, așa, da? Tot ce trăim, emoțiile, senzațiile, încărcările acestea... Le simțim mai mult? Le simțim mai mult pe lună plină, pentru că soarele este ca și cum ar pune felinarul pe subconștient. Deci, luna este în directă legătură cu subconștientul nostru. Sunt acele lucruri de care avem nevoie, care nu sunt palpabile, nu le putem defini foarte ușor, dar avem nevoie de ele ca să ne simțim în siguranță. Racul fiind un semn care vorbește și despre această siguranță emoțională. Adică este acel lucru din noi care ne ajută să ne simțim în siguranță fiind acceptați întru totul. Cu bune, cu rele, da? Că vorbim de subconștient acolo și un pic și de umbre și de lucruri pe care începem să le manifestăm și pe care nu prea nici noi nu putem să le controlăm, să le înțelegem, să... Da. Să le integrăm ușor în viața noastră. Deci soarele și luna formează un tandem, la fel cum se întâmplă și în fiecare zi, astronomic vorbind. Da, oricum, pentru a le integra trebuie în primul rând să le înțelegem și aici avem mai mult de lucru. Așa este și trebuie să manifestăm, da? Și luna ne ajută să ne creeze acest cadru de siguranță în care noi ne putem manifesta ca să ne înțelegem. Luna are și un tranzit foarte rapid, schimbă semnul zodiacal undeva la două zile, două zile jumătate. Pe când soarele știm că stă cam 30 de zile, da? Pentru că atât
unei zodii, da, să fie și până la urmă soarele, un an de zile are 365 de zile, timp în care soarele trece prin 12 zodii. Dacă împărțim 365 la 12, ne dă undeva mai mult sau mai puțin. Unele zodii au un pic mai multe zile, dar nu foarte mult. În principiu sunt destul de echilibrate. După ce trecem de Soare și Mercur, de Soare și Lună, pardon, l-am și pomenit pe domnul Mercur, care acum, în timp ce noi discutăm, el este retrograd și sperăm să ne lase să avem acest interviu în condiții bune, pentru că el cu asta se ocupă, cu comunicarea, în primul rând, pentru că Mercur guvernează semnul gemenilor și semnul fecioarei. El se ocupă cu comunicarea, se ocupă cu vocea din capul nostru, știți, gândurile alea pe care le tot auzim așa și vocea aceea interioară a noastră este tot Mercur, se ocupă cu modul în care noi gândim, se mai ocupă cu curiozitatea, pentru că vorbim de gemeni, da? El este foarte curios, foarte jucăuș, este ludic, așa, îi place să, da, să se joace, să-și bage nasul, să vadă el ce se întâmplă. El așa își mărește universul acesta de cunoaștere și este și cel care plimbă vorba așa mai departe. Este cel care se ocupă, transmite, exact, se ocupă cu tranzacții, face schimburi de cele mai multe ori de vorbe. Fiind și guvernator de fecioară, îi plac foarte mult și cifrele, analizele, logica, structura. Da? Să fie într-un anumit fel. Și îi plac foarte mult schemele logice lui Mercur. Da? El așa funcționează. Cauză, efect. Da? Dacă se întâmplă asta, atunci avem acest efect. Este mult mai greu să prindă emoțiile, de exemplu, lui Mercur. Dacă lăsăm pe Mercur în pace și ne ducem la Venus, Venus este guvernatoarea Taurului și guvernatoarea Balanței. Deci se ocupă cu frumosul, cu relațiile și cu ceea ce ne face nouă plăcere. Taurul este un semn care comunică prin simțuri, dincolo de Mercur, de exemplu, care se ocupă cu comunicarea aceasta verbală. Venus se ocupă cu comunicarea aceasta prin simțuri, prin plăceri, și prin plăcerile acestea simple, prin confort, iarăși, prin eleganță, prin modă, prin arte. Venus fiind și cea care ne arată nouă într-o hartă natală stima de sine. Relația dintre Venus, celelalte planete sau cum este aspectat Taurul, de exemplu, în harta noastră, pentru care spuneam, cred, în primul nostru video, că o hartă natală și noi conținem, de fapt, toate zodiile și avem o plasare a tuturor acestor planete despre care noi vorbim astăzi în harta noastră natală. Deci toți avem un soare, toți avem o lună, toți avem un Mercur, toți avem un Venus și o să vedem ce planete mai urmează de aici înainte. Între ele se creează niște relații, spunem noi, în astrologie, la fel cum se creează în relații între oameni pe Pământ și modul în care aceste relații sunt afișate în harta noastră natală ne arată și stima de sine și ne mai arată relația noastră cu banii, pentru că stima de sine este în legătură directă cu banii din viața noastră. Adică știm oameni care sunt foarte valoroși, dar care au o stimă de sine destul de scăzută și atunci nu au o problemă în a materializa, să spunem. De obicei nu se vând, au totul gratuit sau, da, se duc în zone din acestea în roluri de salvator mai degrabă și până trebuie să muncească puțin ca să-și adune, să structureze această stimă de sine ca apoi să o valorifice. Da. Marte, pentru că am zis suficient despre Venus, Marte este guvernator de Berbec și de Scorpion. Spuneam noi în video de data trecută că Marte este, că Berbecul, pardon, este pionier. Da? El deschide zodiacul, deci are o forță fantastică. La fel și Marte, și știm cei care au un Marte activ că sunt foarte, foarte activ la rândul lor. Ei au foarte multă energie, ne gândim la Berbec, da? Au foarte multă energie, vor să facă foarte, foarte multe lucruri. Marte, într-o hartă natală, ne arată și
unde, spre ce ne focusăm noi atenția, de exemplu, energia, ce vrem noi să facem efectiv. Este destul de nerăbdător și ne arată câtă răbdare avem, de exemplu, sau câtă nerăbdare avem într-o hartă, dar fiind și guvernator de scorpion, atunci depinde destul de mult semnul în care se află el în harta noastră natală, pentru că poate fi și destul de în spate, la regie, observator și în unele semne zodiacale să dea abilități foarte bune, de exemplu, de detectiv sau de medic-chirurg, da? Pentru că poate să și taie Marte, dar Marte dă această, indică această capacitate a noastră sau a unora dintre noi, pentru că, repet, depinde de plasarea lui în harta natală, de a tăia cu sânge rece, da? Și știm că nu oricine poate să fie chirurg. Îți trebuie acel sânge în instalație ca tu să poți să diseci, să tai. Să poți și de precizie, dar și această stăpânire de a nu te pierde în momentul în care se întâmplă o astfel de situație destul de grea, să spunem, mai ales când este vorba despre oameni, despre vieți, despre... Da? Deci ne dă și această luciditate. Și mai reprezintă iarăși Marte în harta natală, ne indică, de exemplu, de ce oamenii simțim atrași sexual, erotic vorbind, da? Deci are și această valență. Poate nu înțeleg unii oameni de ce ei sunt berbec și poate să se simt atrași de Taur, nu știu să dau exemplu. Dar putea să aibă pe Marte plasat în Taur sau într-un semn prietenos cu zodiile de pământ și atunci să nu fie chiar atât de înfocat și să fie mai degrabă mai senzual. Da? Și să aprecieze, de exemplu, și o mâncărică bună după un desfăt pe cinste, știi? Deci există destul de multe moduri în care aceste planete se așează și ne dau nouă indicații despre cum funcționăm. Asta a fost... Mi se pare fascinant și mai ales modul tău de a le, de a le explica este foarte interesant. Da, mulțumesc, mă bucur că ajunge informația la cei care ne urmăresc, pentru că asta îmi doresc eu să transmit și să oamenii să înțeleagă că există o cale prin care pot înțelege cum funcționează. Mie mi-a lipsit asta când eram mică, să spun. Da? Și în momentul în care am descoperit astrologia și modul acesta de structurare a informației, m-a ajutat foarte mult, mi-a adus claritate și am înțeles, wow! Da? Adică am putut să mă accept pe mine mult mai ușor. Am zis, ok, așa funcționează. Iată de ce nu sunt eu ca ceilalți. Uite, eu am planetele în felul ăsta. Uite, eu am lucrurile aranjate în felul ăsta. Acum înțeleg de ce nu sunt ca ceilalți și mă accept așa cum sunt, pentru că sunt unică și că astrograma mea, uite ce mi arată. Da, mi se pare foarte interesant. Și de asta proiectul Concordia a luat naștere, ca tocmai să putem să transmitem aceste informații la cât mai multă lume. Și te felicit, mi se pare un proiect foarte, foarte, foarte frumos din acest punct de vedere și foarte util, ca să vorbesc ca ascendentul meu în Fecioară, tocmai am trăit acum. Avem nevoie de astfel de elemente în viețile noastre și de acest acces la informații și pe gustul nostru, ca să zic așa, pe simțurile noastre, acordat cu simțurile noastre, pe înțelesul tuturor. Da. Bun. Continuăm aventura. Continuăm cu Jupiter și ai spus bine, cred că ai intuit, pentru că Jupiter într-adevăr se ocupă în, să ne arate în harta noastră, de exemplu, domeniile în care noi căutăm aventură. Ați văzut că sunteți unii așa foarte, foarte liniștiți și totuși câteodată vi se face dor de ducă, să plecați, să faceți așa o ceva ce n-ați mai făcut sau, da? O escapadă, să plecați voi într-o aventură, într-o explorare. Pentru că Jupiter asta ne arată, da? Cunoașterea prin experiențe, prin a pleca, a experimenta, prin a cunoaște în altă parte și mai ales ne arată legătura noastră cu străinătatea, cât de mult ne dorim, de exemplu, să plecăm în afară, cât de mult ne plac limbile străine, de exemplu, s-ar putea să ne simțim atrași de limbi străine și ați văzut că sunt oameni care vorbesc cu ușurință 2, 3, 4 limbi străine și sunt oameni care nu au nicio treabă cu limbile străine, da? Într-o hartă natală, Jupiter ne indică acest lucru și
putem să-l folosim, pentru că Jupiter este cel care prin aceste experiențe și cunoaștere din altă parte ne ajută pe noi să creăm această expansiune și să ne depășim limitele și să chiar să facem un exces din acele lucruri, să spunem, pentru că Jupiter se ocupă și cu excesul. Îi place mult, așa, el este, este cea mai mare planetă. Eu am urmărit de curând un documentar despre planete, este al lui Brian Cox pentru BBC și vă recomand să-l urmăriți și o să vedeți acolo, explică foarte fain, astronomic vorbind, da? Eu, nu este astrologic acest documentar. Astronomic vorbind, Jupiter și Soarele, ei au fost în competiție, aceste două planete, repet, Soarele fiind luminariu, da? Dar au fost în competiție pentru a ajunge Soare. Ele sunt și două planete foarte vechi, doar că Soarele s-a aprins înaintea lui Jupiter. Jupiter a rămas practic o planetă de calibru acesta al Soarelui, da? Deci ne aduce o cunoaștere superioară, o înțelegere, este și foarte mare, el a rămas mare și atunci arată și zona din harta noastră unde vrem să fim mari și unde avem nevoie, da? Să ajungem la această mărime a noastră, să căpătăm volum cum ar veni. Și o să vedeți, de exemplu, că jupiterienii, adică cei care au un Jupiter foarte activ în hartă sau care sunt săgetători sau pești, aceste zodii fiind guvernate de Jupiter, că au tendința, dacă ei nu ajung la ceea ce năzuiește sufletul lor, să compenseze această extindere prin extindere fizică și atunci ei devin un pic mai... ies în evidență, să spun, da? Da, exact. Tocmai din acest motiv este ca o compensare a lui Jupiter care el vrea să se facă văzut, pentru că este imposibil să nu-l vezi pe Jupiter la cât este de mare și să nu-l recunoști. Da? Jupiter indică de altfel și idealurile noastre, credințele, valorile, scopurile înalte pe care ni le stabilim. Dar cel mai mult credințele noastre și aceste credințe care de-a lungul timpului sunt supuse schimbării, da? Ați observat că ceea ce credeați, de exemplu, la 20 de ani, nu mai este același lucru ce credeți la 30 de ani, apoi la 40 de ani pentru cei care se apropie de vârsta asta și așa mai departe. Și faptul că aceste credințe sunt diferite față de acum, să spunem, 10 ani, să luăm așa o decadă, deși Jupiter face un tranzit zodiacal cam în 12 ani. Deci, dacă nu credeți la fel cum credeați în trecut, nu aveți aceleași credințe, aceleași valori, este un semn că sunteți pe drumul cel bun, da? Pentru că aceste credințe sunt supuse schimbării. Jupiter îți arată mereu că există un înțeles și mai înalt a aceluiași lucru. Foarte interesant. Da? După Jupiter, care are tendința de a se umfla așa în pene uneori și chiar nefondat, să spunem, el fiind guvernator de săgetător, întâi spune da și apoi vede cum face lucrurile, da? Pentru că săgetătorul este un semn de foc. Vine Saturn, care este supranumit și Lordul Carnei, să mai spune, sau Profesorul Înțelept, și care ne învață pe noi că oricât de departe țintim și oricât de multe lucruri ne dorim și oricât de mult citim, de exemplu, că lui Jupiter îi place să citească foarte mult, dar el este teoretician, așa, vine Saturn și spune că poți să acumulezi oricât, dar dacă nu ai o bază corectă și dacă nu ai o structură și dacă lucrurile nu le pui în practică, astfel încât să înțelegi că una este să citești și alta este să pui în practică și că lucrurile nu se potrivesc chiar așa idealist, da? Cum ar părea Jupiter, cum le judecă Jupiter, Jupiter fiind și un judecător, Saturn vine și disciplinează toată această energie și se asigură că nu sărim pași. Adică Saturn este cel care ne învață că înainte de a străluci, da? Și înainte de a năzui spre această strălucire a noastră, trebuie să ne asigurăm că am făcut tot ce trebuie înainte. Adică, Jupiter, de exemplu, ar putea să se ducă direct la facultate. Știți că sunt unii copii care îi întrebi, dar tu ce, la ce școală te duci? Păi eu mă duc la facultate, da? E, pentru a te duce la facultate, el încă nu știe și învață pe parcurs că are nevoie să treacă prin toate ciclurile acestea școlare, da? Da? Și Saturn este cel care se asigură că noi facem toți acești pași necesari ca atunci când ajungem sus
să nu ne prăvălim așa deodată de greutatea pe care o avem, de atâta cunoaștere, da? Ci că ea poate fi susținută de întâmplări, de experiențe, de practică, da? Ceea ce am citit chiar funcționează și nu este doar așa o poveste în capul nostru. Deci, Saturn se ocupă cu disciplina necesară în viața noastră, cea care ne asigură, de fapt, cu adevărat, libertatea. Da, ok. Da? Libertatea promisă de Jupiter. Jupiter este cel care năzuiește spre libertatea aceasta, este foarte greu de priponit, nu îi place deloc să îl ții în loc, da? Pentru că el se ocupă cu extinderea limitelor tot timpul, iar Saturn se ocupă ca noi să putem să susținem această expansiune a limitelor și că nu ne umflăm în pene degeaba. Da. Am vorbit mult despre Saturn și Jupiter în duet, pentru că ele așa se și analizează în hartă și așa și funcționează. Și în același documentar de care am amintit mai devreme, o să vedeți că există o teorie, să spunem, o premisă care spune că Jupiter la un moment dat a ieșit de pe traiectoria lui, mă rog, se formează niște magnetisme acolo și niște energii la propriu, chiar că la propriu în sistemul solar, și Jupiter plecase spre Soare. Da? Cumva devenise, avusese o forță foarte mare, încât plecase spre Soare și era o pericol din nou de un Big Bang, să spunem, da, o explozie, o calamitate, o ceva la nivel de univers. Și cel care l-a adus înapoi și l-a pus la locul lui a fost însuși Saturn, planeta vorbesc, da? La propriu, acolo, da? Eu am urmărit acest documentar după ce cineva despre care mai povestesc eu cu astrologia și care este destul de sceptic, mi-a zis, măi, am văzut acest documentar și când am văzut explicația asta la nivel astronomic, am zis, e imposibil, este exact ce îmi spui tu, că Saturn este cel care îl disciplinează pe Jupiter și îl pune la locul lui și îi amintește mereu că e foarte bine să-ți extinzi limitele, dar să nu îți uiți locul. Și așa m-am uitat și eu la acest documentar. Și să nu nici pașii, da, și să nu sar nici pașii, mai ales să nu nici pașii importanți. Absolut. Și dacă i-ai sărit, oricum se întoarce și ți le servește Saturn la un moment dat și îți dă ocazia să umpli aceste goluri. Da. Și acum că le-am acordat suficientă atenție, cred, lui Saturn și lui Jupiter, o să trec la planetele colective, să spun așa, a căror energie o resimțim mai degrabă la nivel de masă. Ele sunt planete care stau mult mai mult într-un semn zodiacal. Uranus, de exemplu, stă 7 ani, Neptun cred că stă undeva la 14 ani, ceva de genul, iar Pluto vreo 16 ani, 16-18 ani, depinde cumva și de configurație, cât de mare este constelația respectivă. Da? Dar oricum ne influențează la lung și mai ales îl simțim la nivel de generație. Vă dați seama, sunt în 7 ani, se nasc foarte mulți oameni cu Uranus plasat într-o anumită zodie, da? Sau cu Neptun sau cu Pluto. Și atunci simțim influența asta la nivel de colectiv. Adică sunt generațiile, știți cum se spune? Generația anilor nu știu care, da? Care toți, să spunem, sunt aliniați unui progres, dacă vorbim de Uranus, sau unui anumit tip de progres. Pentru că Uranus se ocupă în harta noastră cu progresul. El se asigură că noi nu rămânem la același nivel și că reinventăm ceva sau că ducem lucrurile la un alt nivel. Fac precizarea că Uranus a fost descoperit pe la 1860 ceva, exact când a fost Revoluția Industrială și când s-a cunoscut un adevărat progres din acest punct de vedere. Da, a apărut iluminatul, apoi care ține de Uranus, curentul electric și toată această automatizare. Și tot Uranus a fost cel care a trezit în oameni frica că dacă apar aceste mașini, aceste mașinării care ne înlesnesc munca, ei nu vor mai avea de lucru. Da? Până atunci aceste lucruri se făceau manual, erau foarte mulți muncitori în fabrici. Da. Acum Uranus a automatizat aceste lucruri, mă rog Uranus, noi oamenii, dar prin inspirația dată de Uranus, da? Am accesat acest tip de energie care ne-a permis nouă
să facem cu adevărat progres în evoluția noastră. Și dacă mă uit astăzi, tocmai am văzut de dimineață la știri cum a aterizat un satelit pe o navă, ceva de explorare pe Marte, da? Și deja căutăm viață pe Marte. Este tot un efect uranian acest lucru, da? Mm-hmm. Am reușit, iată, în aproape 200 de ani, 150-200, să ajungem destul de departe din acest punct de vedere. Da. Tot Uranus este cel care se ocupă cu explorarea Universului și căruia îi place. Fac amintirea că în mitologie Uranus este cel care ținea cerul pe umeri, da? Deci se ocupă cu tot ceea ce înseamnă și îl fascinează zona asta de progres, inclusiv tehnologic. Iată, noi faptul că facem acest interviu de la o așa distanță, da, este un efect uranian. Foarte frumos! Și tot Uranus arată în harta noastră capacitatea de a fi cu adevărat original și de a ne reinventa tot timpul la un nivel superior. Da? Uh-huh. De a pune la îndoială ceea ce avem deja și să vedem cum putem să facem acele lucruri altfel, mai mișto, da, da, mai în felul nostru. Să fim într-o constantă evoluție la urma urmei și să nu ne plafonăm pe același, pe același nivel. Exact. Da. Exact. Uranus se asigură că nu rămâi acolo. Uranus se asigură că tu faci un salt. Și ne place sau nu, îl avem în hartă. Acum este în Taur, de exemplu, unde nu face echipă foarte bună cu energia de Taur, pentru că Taurul este un semn al conservării, în primul rând, al energiei. Aha, iar da. Uranus este cel care produce schimbări peste noapte. Uranus se asigură că nu rămâi în trecut și te duci în viitor. Este o planetă a viitorului, este o planetă futuristă. Și din acest motiv se asigură că îți tai absolut toate ancorile care te țin în trecut și acele atașamente, de exemplu, care îi plac Taurului, asta se întâmplă acum, da? Uranus vine și spune, băi, dar s-a terminat, gata, nu mai ai treabă cu lucrurile astea, trebuie să te duci, nu ai treabă în viitor, deci, tu ce faci aici? Mai faci și altceva. Exact. Și atunci ia să spunem Taurului niște lucruri pe care dorește să le aibă în continuare pentru că nu vrea să renunțe la ele. Taurul este și un semn posesiv. Sunt ale lui, cum poți să îi le iei. Uranus nu prea îl întreabă așa. El vine și spune, uite, asta nu mai e. Face separarea asta, da. Tai ancorile acestea. Da, uite, da, astea au fost, bravo ție. Da? El nu spune, băi, nu, n-ai făcut nimic. Spune, bravo, ție, ai făcut asta, dar ai treabă în continuare, știi? Nu te opri aici, mergi mai departe. Mai avem pe Neptun și pe Pluto, la fel planete de generație. Neptun este cel care ne arată nouă în hartă capacitatea de a ne imagina sau de a crea din imaginație. Știți că este o vorbă care spune că tot ceea ce îți imaginezi există deja. Această vorbă este apanajul lui Neptun și el este cel care ne ajută pe noi, de fapt, să ne rafinăm cumva această energie mult mai subtil și ne poartă cumva în planuri paralele. Neptun este și o planetă spirituală, este o planetă. Este cel care guvernează peștii și este, de fapt, spirituală. Este cel care dă înțelesuri necondiționate pentru ceea ce trăim noi. El se asigură cu iubirea necondiționată pe lumea asta și cel care ne ajută să ne dizolvăm limitele, să spun așa, și să ne vindecăm iarăși de iluzii. Neptun poate să creeze și acest efect de iluzie, de exemplu, da? Și ați observat acei oameni, funcționează foarte mult atunci când ești îndrăgostit, Neptun, da? În care nu vezi absolut niciun defect, în care, da, totul este perfect, totul este minunat, este, da? Și ceilalți spun sau văd sau gândesc, băi, este o iluzie ceea ce trăiește, ăla nu este așa, da? Este cel care ne dizolvă aceste granițe și care ne ajută să ne vindecăm de aceste iluzii și de amăgiri. Pentru că noi suntem cei care conținem acea amăgire în noi și Neptun vine și ți-o arată, dar o face atât de subtil încât până ne prindem noi. A, deci ne cere această muncă și este de altfel și cel care ne învață și el să facem lucrurile diferit și să ne ducem spre un alt tip de meaning, de înțeles pe care îl avem, așa, dumnezeiesc cumva. Foarte Pluto,
Pluto este, nici nu mai este asimilată cu planeta acum în astronomie, dar în astrologie este o planetă foarte mică, cu o putere foarte mare și este, îi mai spunem, voința divină în astrologie și este acea energie din harta natală, acel punct care ne indică nouă că tot ceea ce trăim, transformăm. Avem nevoie să transformăm, avem nevoie să alchimizăm ca să putem să mergem mai departe. Adică nu putem fără această... Evoluția nu se întâmplă fără această transformare făcută de Pluto. Pluto este guvernator modern, să spun, de Scorpion, da? Și este cel care se asigură că ego-ul tău va muri și va renaște de fiecare dată sau de câte ori va fi nevoie ca tu să ajungi și să prinzi și să materializezi, practic să conștientizezi aceste salturi în conștiință pe care le faci și să-ți asumi puterea ta interioară. Pluto este cel care nu te mai lasă să dai vina pe nimeni altcineva și să-ți asumi că totul depinde de tine și că doar așa poți să faci o schimbare cu adevărat în viața ta. Ea ar trebui, planeta Pluto ar trebui să fie cea mai mare. Nu știu dacă ar trebui să fie cea mai mare, pentru că are o putere fantastică, fiind atât de mică, nu vreau să-mi imaginez cum ar fi dacă ar fi mai mare. Este cea care ne ajută să trăim aceste stări, să spunem până la urmă, chiar de disperare. Știți că Scorpionul în sine este un semn al extremelor. El pe cât trăiește de înalt, pe atât are nevoie să trăiască aceeași stare cu semn schimbat, practic, da? Cu cât se duce mai jos, cu atât se poate ridica mai sus. Și face acest dans și acest balans toată viața lui și cu cât penetrează mai mult în jos, cu atât poate să penetreze mai mult în sus și să atingă acest extaz. Pluto este cel care în hărțile noastre indică acest baleaj între agonie și extaz pe care îl trăim de-a lungul vieții, aceste stări. Da, bine, dar dacă e să ne uităm așa un pic pozitiv, să zic, la toată povestea cu Pluto, este faptul că atâta timp cât nu cunoaștem tristețea, nu putem să apreciem cu adevărat bucuria. Și e adevărat că este un contrast, dar este experiența care ne aduce cu adevărat ne ajută să conștientizăm cu adevărat ce se întâmplă și să apreciem cu adevărat totul. Și să avem o percepție corectă asupra puterii și să nu o folosim în mod incorrect și asupra celorlalți, de fapt. Da? Pluto vine și spune că puterea este în tine, nu este în ceilalți. Da? Da. Foarte frumos, Mihaela. Sunt din nou fascinată și din felul tău de a povesti despre planete și limbajul cred că este accesibil tuturor. Îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi. Te aștept în episodul următor în care am decis amândouă să începem o planetă pe interviu. Și îți urez o zi frumoasă și te aștept cu mare, mare drag foarte curând, pe săptămâna viitoare. Mulțumesc și eu pentru această ocazie de a discuta din nou despre planete și despre cum ne putem ajuta de ele ca să avem o viață mai ușoară și abia aștept să intrăm în detaliu. Astăzi m-am abținut cu greu, recunosc. Zi frumoasă, Mihaela. Numai bine, vă pup!